În goana după un trup ca în revistă, tot mai multe tinere află pe propria piele cât de periculoase pot fi uneori operațiile estetice. În ultima vreme, la mare căutare sunt injecțiile așa zis minune, pentru un posterior sexy, pentru care toate femeile plătesc mii de euro, dar care se dovedesc a fi periculoase pentru sănătate. Interzisă în străinătate, procedura denumită aquafilling face la noi obiectul unor dosare penale în care zeci de tinere se plâng că au fost mutilate. Cel mai grav este că medicii de la noi continuă să facă astfel de proceduri periculoase. Asta fără ca nimeni să îi tragă la răspundere. Bisturiu, bun venit, injecție! Cam așa erau formulate până mai ieri reclamele pentru intervenția de mărire a feselor printr-o metodă așa zis revoluționară, devenită într-un timp record una dintre cele mai căutate de pe piața industriei estetice. Cliente, tinerele cu bani și dorința de a obține în câteva ore un posterior brazilian, dispuse să se sacrifice pe altarul frumuseții. M-am simțit pur și simplu că au făcut experiment pe mine. Spune-mi, cât te-a costat intervenția? 4.800 de euro. Eu am fost trimisă la medicina legală. Am explicat durerile pe care le-am și mi-au spus, doamna a spus clar, nerv sciatic. Noi vrem să fim frumoase mereu, să fim aranjate și ca ce? Să vină altcineva și să-și bată joc de tine. Pentru că eu simt că asta au făcut ei de mine. M-au măcelărit. E rezultatul șocant a ceea ce ar fi trebuit să fie o simplă intervenție care să le fie adus mai aproape de perfecțiune. Se întâmplă de 3 ani încoace, de când medicii esteticieni au adus în România aquafilling-ul, o procedură prezentată ca fiind una revoluționară, folosită pentru creșterea volumului la nivelul feselor și a sânilor prin injectare. Între timp, substanța a fost interzisă în multe țări, după ce femeile supuse intervenției au început să prezinte probleme grave din punct de vedere estetic, dar mai ales al sănătății. Printre ele și Cristina Olteanu, o tânără în vârstă de 30 de ani, aflată în căutarea formelor perfecte. Pentru posteriorul bombat a venit din celălalt capăt al lumii, unde e stabilită, și a plătit bani grei unei clinici de renume din capital. Am văzut o reclamă cu o vedetă de la noi din țară, de fese, aquafilling. Și mi s-a părut foarte interesant la început. Am văzut, nu ai nevoie de timp de recuperare, poți să trăiești activitatea zilnică și durează între 5 și 7 ani, între timp se resoarbe. Locuiesc în Noua Zeelandă. Eu am venit special din Noua Zeelandă pentru a-mi face procedura asta. Am cheltuit 15.000 de dolari pe bilete de avion. Eu deloc sunt din Arad. Am venit din Arad până în București, hotel, tot, ca cineva să-și bată joc de mine. 6.000 de euro a scos din buzunar pentru o procedură care nu ar fi durat, spune ea, mai mult de 20 de minute, dar care îi promitea un rezultat de revistă. N-a fost așa. S-a trezit într-un coșmar din care luni de zile a încercat să scape. Eu mi-au cerut niște poze. Eu am văzut că fesa stângă începe să fie cu gâlme, nu e așezată, dar ei mi-au spus așteaptă că se va așeza. Am așteptat o lună, două, trei, nimic. A așteptat luni de zile marea transformare, dar lucrurile se înrăutățeau de la o zi la alta. Substanța care a fost injectată s-ar fi împrăștiat în țesut și de aici ar fi apărut durerile insuportabile. Asta în timp ce singura indicație primită de la medicul care o injectase ar fi fost doar aceea de a masa zona. Am masat. Am plătit și masaje profesionale. Nimic. Între timp am încercat eu să merg la sală să ajut cumva. Probabil m-am gândit, mă, poate schimb, poate se așează, poate nimic. Am încercat să comunic cu managerul clinicii. Mi-a răspuns, doar m-a întrebat cine te-a făcut. Am zis cine m-a făcut, numele doctorului. Am dat răspuns înapoi, ce este de făcut. Vă rog frumos, spuneți-mi soluția, ce este de făcut. Nu am primit niciun răspuns. În primele 4 luni,
nu am reușit să dorm pe partea stângă. Nu am reușit. Simțeam că ceva acolo nu e în regulă. Între timp, eu mă gândesc că probabil substanța, cum s-a împrăștiat, sus, jos, pentru că a emigrat în partea către șold, în sus. Eu mă gândesc că atunci a făcut locul, probabil s-a împrăștiat. Nu pot să-mi dau seama. În momentul de față, nu am dureri. Speriată că va rămâne mutilată pe viață, bruneta a bătut la ușa medicilor străini, care au avertizat-o că substanța injectată e foarte periculoasă, ba chiar poate fi fatală. La câți medici am contactat și în Noua Zeelandă, am ajuns ca să dau e-mail-uri și în Turcia și în Australia. Și mi-au spus, nu putem, ne pare rău să merge cineva făcut noi cu substanța sau noi nu lucrăm. La chestia asta se ajunge la septicemie și groapa. Deci chestia asta, indiferent că eu nu am ajuns la infecție acum, voi ajunge în timp. Eu mă văd și știu cum sunt și pe partea stângă fesa simt dureri. Astăzi o găsim în sala de așteptare a unei clinici de chirurgie estetică, unde va fi supusă unei proceduri de eliminare a serului periculos. Este o substanță pur și simplu imprevizibilă, adică nimeni nu poate să zică, uite-te, eu știu 100% că să fie perfect, eu am pus-o în zona asta și știu că acolo să rămână. Din păcat nu așa stea treaba cu acea substanță. Am întâlnit cu fete în care au fost injectate la fese și ne-am trezit că au feeling-ul la nivelul piciorului. S-au fost injectate la coapse și s-a urcat substanța la spate jos sau pe coloană și așa mai departe. Adică este o substanță extrem de periculoasă. Eu consider că este substanță extrem de periculoasă, deoarece nu mai folosește în ziua de astăzi. Nu știu dacă mai folosește cineva în România, dar afară cu siguranță s-a abandonat acele substanțe datorită faptul că complicațiile, adică rata de complicații este extrem de mare. M-am simțit pur și simplu că au făcut experiment pe mine și fac experimente pe oameni. Tu ca și medic, înainte ca să faci pe om, da? Trebuie să faci un pic de research. Cum sunt la toate tipurile de silicon, de firme, Mentor, Belite, toate, da? Tu acest lucru trebuia să faci în continuare și cu Aquafeeling, să-ți dai seama, mă, asta merge pe oameni, pot să înaintezi procedurile. Ca acum, câte fete au venit înapoi și tocmai ca acum ei să scoate de pe piață acest produs. De ce? Când tu ai știut că este ilegal și când tu știi că nu este ok, de ce tocmai acum ai scos și nu te-ai gândit înainte să faci niște research-uri ca să pur și simplu să le distrugi viața oamenilor? Pentru că asta intri în depresie. Între timp, stăm de vorbă cu o altă tânără care trăiește același coșmar. Valentina ne spune că a apelat la intervenția cu Aquafeeling după ce a slăbit brusc 15 kg. Avea o nemulțumire vis-a-vis de corpul ei, așa că a decis să recurgă la injectarea cu soluția Minune, care acum le dă bătăi de cap multor fete. Eu aveam o problemă. O problemă probabil cu siguranță doar în capul meu. Dar am decis să fac această intervenție, am văzut, a fost făcută publicitate, nu am crezut că voi păți ceva, am vorbit cu prietenele, rudele, nu e ok, nu facem, în orice caz am luat decizia să fac această intervenție. Am contactat clinica telefonic. Am vorbit cu dânsul la telefon de nenumărate ori, l-am întrebat dacă totul va fi ok și nu pățesc ceva și etc. Dânsul m-a asigurat că totul va fi ok, că n-o să am probleme, o să fac fix așa cum îmi doresc. Ce anume te-ai decis tu să faci la clinica respectivă? Un Aquafeeling, este un gel. Din ce mi-a explicat el atunci la telefon, 97% apă, gen, eu am crezut că este ceva gen acid hialuronic. Ceva care nu dăunează organismului, etc., etc. Și care în timp se absoarbe. Da, da. De la 5 la 7 ani, așa mi s-a spus. Eu știu că în urmă foarte, foarte multe cazuistică de complicații post-injectări în anumite țări a fost interzis folosirea acelei substanță datorită faptului că nu prea a făcut nimic bine, din contra. Acel produs este registrat ca un
medical device, adică un produs medical și nu ca un medicament injectabil. Și din cauza asta este mult mai ușor să zici să aduci acel substanță în o țară sau alta. Până nu se apară probleme, tot a fost ok. Nu e prima substanță care a apărut. Aquafilling este o substanță sintetică, pur și simplu, care a fost prezentată ca o substanță biocompatibilă. A fost prezentată ca o substanță pe bază de apă, în care toate lucrurile astea este cam puțin departe din realitatea. Este o substanță sintetică. Valentina spune că la numai câteva zile de la intervenția, care n-a durat mai mult de o jumătate de oră, dar ar fi costat-o 4.800 de euro, a început să aibă dureri din ce în ce mai mari. Inițial a crezut că e normal ce simte, însă pe măsură ce trecea timpul, durerile se acutizau, așa că a început să se gândească la ce e mai rău. Când au început problemele pentru tine? Problemele au început la câteva zile. Inițial am crezut că sunt normale durerile, că am dureri pentru că totuși am făcut o intervenție, mi s-a părut ceva normal. Dar ce fel de dureri? Adică, uite, de exemplu, nu puteai să stai așezată sau exista o, nu știu, o înțepătură, o, cum mai putea să descrii durerea? Nu aveam oricum voie să stau în fund. Stăteam întotdeauna așezată cu atenție, îmi beam cafeaua, mi-am băut cafeaua timp de 2 săptămâni întinsă pe canapea. Nu aveai voie să stai în fund, trebuia să-i vizi cât mai mult. Ideea este că au început durerile în zona lombară. Și simțeam că este lichidul într-o zonă în care nu trebuia să fie. Și am sunat clinica, le-am spus de problema asta, nu înțeleg de ce, etc. Și mi-au explicat că acest gel, el trebuie între timp coboară și etc., etc., ceea ce nu s-a întâmplat, că tot acolo l-am, lichidul, gelul ce este. Și le-am spus că am dureri, o să iau legătura, cei de la clinică mi-au spus să iau legătura cu domnul doctor, să-ți fac o programare, să mergi la dânsul, să vezi ce s-a întâmplat. Ce mergi din nou la domnul doctor? Ce ți-a spus? De ce ai durerile astea? Nu ai nimic. Exact asta a fost, acesta a fost răspunsul. Eu, nu ai nimic, ia un antiinflamatoriu și o să fii ok. Dar când ți-ai dat seama că durerile nu sunt normale? Mi-am dat seama din momentul în care am început să am dureri pe fesa stângă și durerea atât de mare încât se ducea de pe fesă până jos pe picior. Dureri care nu le-am avut niciodată. Mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut niciodată probleme cu sănătatea, nu am suferit intervenții chirurgicale și atunci mi-am dat seama că ceva nu este în regulă. Și asta la cât timp? După cât timp de la intervenție? La câteva luni. La câteva luni. Mai mult decât atât, tânăra spune că doctorul ar fi încercat să o convingă să îi mai injecteze ceva lichid pentru un rezultat mai bun. Mie mi-au băgat aici, mai sus, mi-au băgat mai spre zona lombară. Și eu și în momentul de față simt că este lichidul aici, în zona lombară. Care el nu ar trebui să fie aici, el ar trebui să fie în fese. În zona lombară îl simt, adică se simte că asta nu e... Se simte că este lichidul aici, în zona lombară. Și el normal trebuia să... Așa mi-au spus ei, că trebuie să coboare. Nu te speria, nu... te panica, el așa trebuie, dar eu m-am uitat după intervenție, și am văzut că, de fapt, el se bagă și în fesă. Ei mi-au spus că nu se introduce în fesă, el se introduce mai spre zona lombară și el o să coboare cu timpul. Dar eu am văzut intervenții cu Aquafilling, și nu se injectează așa cum mi-au spus ei. De aceea a și rămas aici, pentru că el trebuia să fie injectat în fesă, nu în zona lombară. Da. Și se vede clar, se simte.
La aproape jumătate de an de la intervenție, Valentina ar fi aflat că în timpul injectării în fese, medicul i-ar fi atins nervul sciatic. Eu am fost trimisă la medicina legală. Am explicat durerile pe care le-am și mi-au spus, doamna a spus clar, nerv sciatic, cu siguranță. Acum, după aproape 3 ani de la intervenție, Valentina acuză dureri din ce în ce mai mari și spune că niciun medicament antiinflamator nu o ajută. Nu știe încotro să o apuce, nu mai are nici nervi și nici bani, după ce a cheltuit mii de euro pe avocați în încercarea de a-și face dreptate. Cum te simți acum? Psihic? Psihic nu sunt ok. De ce? Pentru că au trecut atât de mult timp, nu s-a rezolvat absolut nimic, nu am reușit să am răspunsuri concrete, medicale, din nicio parte și credeți-mă că am încercat, am fost cam peste tot, am încercat, nu am reușit să aflu ce problemă am, dacă într-adevăr este nervul sciatic sau... Dar cu siguranță asta este. Durerile, am zile în care am dureri foarte mari și nu, câteodată merg foarte greu. Înțepături, dureri. Și acum cum trece timpul, durerile sunt din ce în ce mai mari. Mult mai mari și mult mai dese. În comparație cu primul an atunci, erau durerile, veneau și plecau. Disconfort întotdeauna, deci disconfortul nu a dispărut și nu o să dispară, cred că, până nu elimină această substanță. Cel mai întâlnită, să zicem, complicația post-injectare cu aquafilling este pur și simplu inflamația de zona respectivă. Începe de o inflamație, începe să fie caldă zona, roșiatică piele, dureri local. Nici nu vorbesc despre ce dezastru se face înăuntru, că pur și simplu am scos eu și la posterior, cât și la sân, și pur și simplu substanța asta a mâncat tot țesutul care era în jur prejur. La alte fete era probleme pur și simplu de mers, probleme de mergând pe tocuri și așa mai departe. La nivelul sânilor, de exemplu, era aproape... Nu era mult să ajunge la necroză de tegument. În câteva minute. Și acolo ce iese? E... Asta e aquafilling. Casa le-a ars de două ori. De ce aveți voi nevoie cel mai mult acum? Să ne facem casa. Asta îmi doresc. Ce ai face tu dacă ai fi acum într-o casă nouă? Aș fi foarte fericită. Părinții i-au lăsat când aveau cea mai mare nevoie. Ce ți-a spus mama ta? Că nu ne mai iubește și că vrea să-și facă altă viață. Taică mi-a plecat. Nu mai a dat nici 2 bani pe noi. După ce le-a luat tot, viața le-a dat o inimă care să iubească. Mă iubim, te iubim. Și mama vă iubește. Bine, mamă, că n-am altceva, că orezul s-o stricat, da? Hai, rupiți pâine și întingeți. Povestea fraților fără casă și fără părinți, imediat. Am niște amintiri din copilărie, când petreceam aici cea mai mare parte a vacanței de vară și mergeam la magazinul din sat să-mi cumpăr călimară pentru stilou cu cerneală. A făcut din amintirile copilăriei petrecute la țară o afacere profitabilă. Mi-a plăcut de la început ideea lui când l-am cunoscut și mi-a spus ce vrea să facă. Mi s-a părut un lucru extraordinar pentru satul ăsta. Nu știu dacă am schimbat fața satului, dar cu siguranță l-am făcut mai cunoscut. Pleacă tinerii. Pleacă. Ne întoarcem la Cristina, care așteaptă să urce pe masa de operație ca să scape de substanța care i-a fost injectată pe bani grei. Nu mă simt în pielea mea, nu mă simt bine, pentru că se vede vizibil. Nu mai spun problema... Și soțul, că mi-era jenă să pună mâna să simtă doar gâlme, pentru că e urât. Deci
am intrat în depresie din cauza asta, pentru că nu mai m-am simțit în pielea mea cum trebuia eu, cum am știut. Și eu știu cum am arătat înainte și am arătat mai bine decât ceea ce mi-au făcut ei mie acum. Și mi se pare, eu rog toate fetele, nu vă mai puneți prostia asta, este cea mai mare prostie și o regret imens, enorm. Dr. Levy este unul dintre puținii medici esteticieni care realizează intervenții de eliminare a substanței Aquafilling. E singura procedură salvatoare. Dacă nu se intervine la timp, pot apărea complicații grave, spune medicul. În primul și în primul rând, eu încerc să localizez prin palpare cât de cât unde a fost injectată acea substanță. Pe urma, marchez zona cu un marker. Și pe urmă eu aleg cam mărimea de incizia în care trebuie să fac. Clar că eu încerc să fac la început o incizie mai mică, să pot să scot cât se poate din incizia mică. Dar uneori nu am ce să fac și trebuie pur și simplu să prelungesc incizia. Medicul se pregătește de operație. Spune că e una dintre intervențiile tot mai cerute în ultimul timp. Este o intervenție grea? Înțeleg că nu mulți medici se încumetă la o astfel de intervenție. Intervenția în sine nu este o intervenție grea pentru chirurg, însă responsabilitatea este extrem de mare și ce urmează după acel intervenție, din cauza că nu este o singură intervenție, ai deschis, ai scos și s-a terminat. Dar acea intervenție nu se termină niciodată, deoarece este după asta necesită să vină la pansat. Uneori ranile nu prea se închide, unul dintre ele eu las deschis, pur și simplu să dreneze în continuare după ce spălat toată substanța, adică cât maxim se poate. Și atunci, să zicem, rămânește să bătaie de cap, post-operator, numai puțin decât în operația în sine. Și foarte mult medici nu aruncă la alt fel de intervenție din cauza riscul și de complicații extrem de mare, în care eu expun pacientei, adică explic exact ce riscuri post-operatorii există și în momentul când ne angajăm împreună să ieșim împreună la acea luptă, ele sunt pregătite și totuși înțelege că eu sunt aici să le ajut. Puteam și eu să refuz cum refuză și alții, și alt remediu nu există. Eu vin, ție, îți dau ceva, zic, uite-te, asta e foarte bun, dai la pacienți. Tu începi să dai? Atunci ce fel de medic ești? Nu știa, ce să nu ai știut? Și oricum, știi, este un proverb care zice așa. Neștiință a legii nu te scutește de pediapsa. Și acolo ce iese? Asta e Aquafilling. Pe bune? Vedeți? Ce e scobit. Toată zona este scobită. Zona trebuie curățată foarte bine pentru că și cea mai mică granulă de substanță rămasă în organism poate duce la infecții grave, avertizează medicul. Când apă oxigenată ajunge în contact cu un țesut, pur și simplu s-a umflat și face ca o spumă. Și atunci eu fac spălături din asta în ideea să aibă contact cu acel Aquafilling și ce am văzut eu până acum chiar ajută foarte mult să topește Aquafilling-ul în un fel, să face de el lichid apă oxigenată. Și având în vedere că se face din el așa spuma, da? El ridică, pur și simplu, cum să explic, cum Aquafilling este un carrier pentru, apă oxigenată este ca un carrier și pur și simplu aruncă pe tot afară. Nu că nu știu că sacoșe am cu totul urât, și asta, dar pur și simplu eu vreau să departez marginile din partea interioară. Că dacă mai este ceva Aquafilling să nu atinge la mine vârful și atunci să închide cicatricea frumos. Aici fire este fire resorbabile și în moment când
Acum este tot ridicat. În momentul când se absorbe, o să apletizează tot. Mai ales la mișcare, având în vedere că e zona care este mișcată, ea se mișcă toată ziua. Și atunci, dacă eu aș fi cusut perfect acum, bun, adică plaga să fie așa, cu siguranță aș fi făcut o dehiscență și aș fi desfăcut și aș fi avut o cicatrice mai lată. Având în vedere că este ridicată așa, inversion, și este în relief, după ce se absorbe, se apletizează și să fie drept și să fie ca o dungă mică. Terminat intervenția, din fericire am reușit să facem o incizie nu așa de mare pe partea dreaptă și două incizie pe partea stângă și am reușit să evacuez tot ce a fost acolo și speram că tot să fie cu bine. Contraindicații după această intervenție au pacientele? Înțeleg că... Nu, vezi să face sport, cam 3 luni, trebuie să fie cu un garment, un pantalon special care este strâns în caz că, având în vedere că substanța a fost acolo, acum trebuie să lipească înapoi țesutul la mușc, adică mușc unde era injectat, adică un mușc cu mușc sau piele cu mușc și atunci nu au voie să face niciun efort fizic. Tratament antibiotic, bineînțeles, și durere și după orice intervenție chirurgicală. La Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei au fost înregistrate doar 3 dosare penale ce vizează infracțiunea de malpraxis cu aquafilling. Numărul victimelor însă ar fi mult mai mare, crede avocatul Adrian Cuculis. Tinerele se opresc la ușa tribunalului, convinse că simpla semnătură pusă pe declarația pe propria răspundere le aduce eșecul din start. Deci faptul că te apuci și semnezi un consimțământ prin care tu ți-asumi absolut orice, eventual că îi vinzi și casa sau îi dai și casa, asta nu înseamnă că acel consimțământ rămâne valabil dacă se ajunge în instanța de judecată și se constată că de esență lucrurile acestea au fost produse printr-un malpraxis. Adică nu pot să-mi asum că o intervenție chirurgicală sau o altă procedură invazivă sau minim invazivă, dacă eu în calitate de profesionist o fac prost, tu trebuie să ți-o asumi. Zona aceasta a malpraxisului este una cât se poate de clară. În momentul în care se ratează o procedură sau nu se perfectează corespunzător o procedură sau un tratament sau chiar și o indicație pe care ar fi trebuit să o aducă la cunoștință pacientului medicul respectiv, toate intră sub o răspundere civilă delictuală, o răspundere penală la un moment dat pentru vătămare corporală dacă este cazul. E bine că vorbim astăzi despre treaba asta pentru că este bine ca cei sau cele care trec prin asemenea proceduri să știe că nu sunt, să spunem așa, de nepenetrat acele contracte sau acele consimțăminte date.